Sunt Tatiana Andrieș și bine ați venit din nou alături de mine. Vom învăța să facem o cutie pentru cadouri într-un mod mai inedit. Veți vedea apoi rezultatul care va fi. Vom lua un carton flexibil, așa cum am luat pentru săniuță, același tip de carton pe care l-am folosit pentru săniuță, ușor flexibil. Îl putem tăia dintr-o veche cutie la dimensiunile la care dorim noi. De exemplu, dimensiunea cartonului pe care eu l-am acum la început este de 37 de centimetri lungime, iar partea centrală ca și lungime are 30 de centimetri. Vom pune în acest mod cartonul, vom însemna, eu deja am însemnat locul unde trebuie să unesc pentru a forma cutia. După cum vedeți, am deja însemnat, în același mod vom proceda cu cea de-a doua parte. Acum voi trasa linia și voi puncta cu pixul, după care exact la jumătate vom proceda în acest mod, pentru că vom decupa această parte care este în plus. În acest mod vom proceda în partea cealaltă. Deci această parte va veni decupată. Iar partea a doua va fi decupată în același mod. La urmă veți vedea ceea ce va ieși. Eu voi decupa singură cea de-a doua parte. După ce am decupat cele două părți, cu aceeași hârtie gumată, cu care v-ați obișnuit deja că se poate lucra, vom decupa exact dimensiunea cartonului pe care l-am decupat. Deci vom face totul cu scobitorul, nu uitați. Vom însemna totul de jur împrejur, după care vom decupa farfecul. Trebuie să vă spun ceea ce realizez în această zi, în această seară, de fapt, pentru că aș dori să pun mâine, duminică, pe pagina grupului. Este inspirat după o poză de Bună dimineața, care a fost pusă pe coperta grupului. După ce am însemnat cu scobitorul, voi decupa. Am decupat după dimensiunile cartonului hârtia gumată. Acum voi face cu scobitorul din nou câte o linie care apoi mă va ajuta să formez cutia. Pentru că astfel va fi ușor de îndoit, va fi foarte flexibilă. Acum este modern să se lucreze foarte mult în acest tip de hârtie. Chiar am văzut pe pagina unui grup ornament pentru
pentru brăduț, lucrat în acest, în acest tip de hârtie gumată, hârtie care cu siguranță o găsiți acasă. Apoi noi vom forma, vom da formă cutiei. Eu mai întâi voi folosi acest tip de este un un tip de hârtie care hârtie adezivă care se folosește pentru a lipi cartonul. Este anume pentru hârtie, pentru carton. Și voi începe să dau formă cutiei mele. O voi închide cu ajutorul acestui plasture. Voi merge de jur împrejur. Acesta, pentru că apoi totul va fi îmbrăcat, nu se va vedea plasturile pe care îl folosim. Astfel ne putem crea singure cutiile pentru în diferite dimensiuni, în diferite forme, așa cum dorim, pentru anumite cadouri. Aici vin și în întâmpinarea doamnelor care au întrebat cum pot confecționa singure cutiile pentru a pune diferite dintre lucrările pe care dumnealor le execută. Doamna Cornelia, Simtion Cornelia, știu că m-a întrebat când am lucrat mimozele pentru doamnele începătoare, modul în care am executat acea cutie în care am pus florile. Uitați-vă acum, doamna Cornelia, puteți învăța cum să vă faceți singură o cutie pentru cadouri și nu este greu, important este să avem un pic de răbdare și materialele necesare la dispoziție. Deci în felul acesta am dat forma pe care am dorit-o cutiei. Iar acum voi tăia acest plasture și voi continua. Pasul 2 va fi să lipesc hârtia gumată pe întreaga suprafață. Așa cum știți, eu deja i-am trasat dimensiunile. Acum voi veni cu lipiciul la cald, pentru că pentru această hârtie gumată se folosește doar lipiciul la cald. Nu puteți folosi alt tip de lipici pentru că dăunează. În felul acesta vom lipi fiecare parte. Nu este greu, este nevoie doar de un pic de îndemânare. O altă doamnă îmi scria că nu are posibilitatea să ajungă în oraș să cumpere acest fel de hârtie. Foarte bine, o puteți comanda pe diferite site-uri care se găsesc în România sau puteți folosi alt material pentru decor. În librărie, cu siguranță, găsiți în orice parte. Și, sau dacă nu, puteți înlocui cu feltru acel țesut care se folosește
foarte des în croitorie. Se găsește feltru de diferite culori și puteți utiliza și acela. Vedeți, eu încet, încet dau formă căsuței, pentru că va fi o căsuță, acum voi dezvălui secretul, și anume căsuța de turtă dulce. Așa cum am spus, eu m-am inspirat dintr-o fotografie pe care Sido a pus-o pe coperta grupului într-o dimineață, o cerșcuță de cafea cu căsuța de turtă dulce alături și pe căsuța respectivă. De acolo eu m-am inspirat și am creat aceasta, pentru că eu deja aveam programat să lucrez această căsuță croșetată, însă există deja pe anumite canale de YouTube. Și așa cum știți, cum v-am spus de multe ori, nu vreau să încalc teritoriul nimănui și să fac probleme nimănui. Pentru că așa este corect, să nu luăm tutoriale care nu ne aparțin. De aceea am ajuns la această concluzie. Bineînțeles, un pic ne vom murdări, nu este nimic de așteptat, pentru că lipiciul la cald, așa cum știți, lasă urme. Așa, deci acum am realizat partea cea mai importantă. Acum voi realiza partea de deasupra, acoperișul. Îl voi tăia exact după dimensiunile pe care le doresc. Din nou voi avea nevoie de pix și de ringlă. Voi măsura, voi lăsa un pic o distanță, deci voi măsura 17 cm și jumătate. Voi însemna aici. Aici mă voi opri la 17. Voi lucra singură prima parte, pentru că în acest mod veți vedea și dumneavoastră cum lucrez, iar cea de-a doua o vom lucra singure. Voi măsura aici, sunt 8 cm, eu voi lăsa 8 cm și jumătate, 8 și jumătate, voi trasa riglă și voi decupa această parte. Vom face acoperișul căsuței. Întotdeauna când lucrați cu acest tip de hârtie, să folosiți ceva de desubt pe masă, pentru că se va umple peste tot de sclipici. Eu cu lucrările mele am aici pe birou doar sclipici. În acest fel vom face și cea de-a doua parte, pe care apoi le vom uni și vom forma acoperișul căsuței.
Așa se va prezenta după ce am decupat și partea de deasupra. Acum voi da totul deoparte, voi pune din nou hârtia gumată pe birou, voi lua cele două porțiuni de carton din care am croit acoperișul și voi însemna din nou cu scobitorul, pentru că va trebui să lipim și această porțiune pe capacul pe care îl vom forma în felul acesta. Voi decupa și această parte. Ce am realizat, voi pune exact în două această hârtie gumată pentru a-i da o formă. Așa, în acest mod voi ști exact unde voi lipi cartonul. Voi pune direct pe carton lipiciul la cald. Se consumă foarte repede, foarte, foarte. Așa cum am spus, voi exact ca în celălalt tutorial pe care l-am executat, pe care l-am lucrat pentru dumneavoastră, voi promova anumite canale de YouTube. Astăzi vă voi vorbi despre editorul meu, Cristi Gomoiescu. Este un băiat foarte tânăr care studiază la universitate, la Politehnică, în București. Dacă cineva vrea să-și pună sus un canal de YouTube și are nevoie de un editor, vă recomand cu căldură pe Cristi. Ați văzut pagina grupului meu, pagina canalului meu de YouTube, cum a evoluat de când el este editor. Și mie îmi place foarte mult modul în care el lucrează. Acum voi aplica și cea de-a doua parte și voi încerca să o fixez în felul acesta. Și apoi, așa cum vă spuneam, vă vorbeam de Cristi Gomoiescu, este un băiat care este din Buzău, studiază la București și pentru a-și rotunji un pic cheltuielile pe care le are cu chiria, cu toate celelalte cheltuieli, el în puținul timp liber pe care îl are la dispoziție face și acest lucru de a ajuta pe cine este la început de drum să-și facă propria imagine a canalului de YouTube. Apoi, după cum vedeți, am lipit și această parte de carton.
Tot el este cel care îmi realizează timeline-urile, în afară de poza de miniatura pentru fiecare lucrare în parte. Cred că în felul acesta aici voi fi în ordine. A doua persoană despre care aș dori să vă vorbesc este Andreea. Andreea are un canal de YouTube, este o româncă de-a noastră care trăiește în Anglia, este o fetiță, eu îi spun fetiță pentru că în comparație cu mine este foarte tânără. Canalul ei de YouTube se numește Andreea Viață de Mămică. Acesta ar fi foarte util pentru doamnele care sunt mai tinere, care au copii, care, vedeți aici trebuie să mai punem lipici lichid, care au nevoie de anumite sfaturi. Ea cu cea mai mare plăcere vă prezintă produse, modul în care să organizăm viața de zi cu zi, viața de mămică. Cine dorește poate căuta acest canal de YouTube, de acolo se poate inspira foarte mult și poate învăța foarte multe lucruri. Uitați-vă că am realizat acoperișul care va veni în felul acesta pentru că așa. Vom face modul în care să acum vom trece la decorare. Vom începe să decorăm căsuța noastră. Pentru a decora, eu voi folosi anumite tipuri de mărgeluțe care mă vor ajuta. Mai întâi voi porni cu colțurile casei. Voi da deoparte. În felul acesta voi ascunde aceste porțiuni care se văd aici și nu îmi plac. Voi pune mărgeluțe la fiecare colț al casei. În felul acesta vom decora toate patru colțuri. Mărgeluțe la metru și acestea le găsiți acum un pic peste tot, în magazinele de specialitate, în site-uri pe internet, le găsiți cu ușurință. Eu nu vreau să promovez niciun astfel de site. Dumneavoastră în România le cunoașteți mai bine pentru că locuiți acolo și știți exact unde să vă adresați, la cine să vă adresați. Felul acesta. Vom merge mai departe. La mine fiind locul foarte strâmt aici, sunt nevoită să fac și anumite mișcări, anumite compromisuri, doar
aici pot lucra pentru că jos am masa mai mare, însă bătrâna când doarme sporăie. Sporăie foarte urât și apoi se aude zgomotul pe fundal. Deci așa am decorat colțurile. Acum voi face ușa, voi face o fereastră din același tip de hârtie gumată. Voi decupa. Voi pune hârtia în felul acesta și voi tăia exact la modul în care consider eu că va fi nevoie. Voi face o ușă un pic mai specială. Voi aplica aici. Așa cum vă spuneam, la mine locul este foarte, foarte strâmt, de aceea este nevoie să recurg la anumite trucuri pentru a reuși să fac și astfel de lucrări. Eu sper foarte mult să vedeți ceea ce execut. Sper foarte mult să vă placă, să îmbrățișați și această idee. Deci aici, să spunem că este ușa. O voi decora și pe ea de jur împrejur cu mărgeluțe. De data aceasta mărgeluțele sunt mai micuțe. Va dura mult până când se va încărca tutorialul, știu, însă va trebui să am un pic de răbdare. Internetul este foarte, foarte lent aici în Italia, nu știu de ce atât de greu se mișcă. Durează ore până când încarc un tutorial, ore, 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 însă eu am răbdare. Uitați-vă. Felul acesta. Aceasta este ușa. Vom croi acum și două pătrățele care vor ține locul ferestrelor. Din nou voi folosi rigla. Voi lucra tot, le voi face tot în culoarea albă. Acum scobitorul a dispărut, nu are nicio problemă. Voi face în felul acesta cu coada unui ac. Vrând să lucrezi foarte repede, e logic că se pierde un pic . Aici voi face două ferestre, această culoare argintie este bucățica care mi-a rămas de la săniuță, vom folosi totul,
le voi lipi și pe acestea. Vom fi atente modul în care le vom lipi. Prima, apoi cea de-a doua fereastră. O astfel de căsuță se poate realiza și pentru o nuntă, la strângerea darului. Uitați-vă, vom lipi și aici. Să fim la înălțimile necesare. Și apoi voi îmbrăca totul de jur împrejur cu mărgeluțe. Acum vom trece să decorăm acoperișul. Eu dispun de acest foarfece care taie în colțurele și voi decupa porțiuni cu care apoi voi decora acoperișul. Pe căsuță am lipit mărgeluțele, am lipit și pe parte de deasupra, pentru că în momentul în care se va ridica capacul cutiei pentru a găsi surpriza care este înăuntru, aceasta să aibă o formă frumoasă. Pentru că, așa cum spuneam, mie îmi place să fac lucruri care dăinuie în timp, lucruri care apoi să fie păstrate ca amintiri cu drag de către persoanele la care le facem cadouri. Și uitați-vă, în felul acesta decupăm și vom ornamenta și partea de deasupra acoperișului. Avem o porțiune. Iar apoi, bineînțeles, vom valorifica și cealaltă parte, nu vom arunca nimic. Vom tăia în felul acesta. Valorificăm totul, pentru că materialele sunt scumpe, se găsesc greu și este nevoie să facem și un pic de economie. Așa. Iar acum acestea eu le voi lipi pe acoperișul căsuței în felul acesta, de jur împrejur. Voi începe prin a vă arăta modul, după care vom continua singure. Acesta, aplic lipiciul cald, pe care voi continua să aplic deasupra. Vedeți? Să dăm acea impresie de țurțuri de zăpadă care se lasă de la acoperișul, la streașina casei în jos. Ce am spus, de multe ori că este nevoie de foarte multă fantezie, de idei care vin doar uitându-te la anumite, la o poză, la o... Indiferent ceea ce ne atrage privirea și ne place, apoi noi cu fantezia putem dezvolta și putem construi lucruri care
Poate nici nu ne treceau prin cap că le putem face. În felul acesta vom decora totul de jur împrejur. Am terminat de decorat și acoperișul. Vom pune aici deasupra și deasupra pe acoperiș pentru a-i da și acea notă de sărbătoare, pentru a pune în evidență un pic nu doar cutia, dar și sărbătoarea în sine. Voi aplica deasupra dele paiete. Paiete în felul acesta, din loc în loc, paiete de culori diferite, care vor decora un pic căsuța noastră. Așa, să aibă acel aspect de al dulcelui, al turtei dulci chiar. Deci vom decora după plăcere cu paiete sau chiar cu mărgeluțe, ceea ce aveți la dispoziție. Vom aplica din loc în loc, nu este nevoie să fie totul simetric. Le veți pune așa cum vă place, cum decideți. În felul acesta. Dăm un pic deoparte. Voi lua acoperișul jos pentru că îmi va fi mai ușor să-l lucrez. Am folosit toate culorile de paiete de care dispunem. Acesta. Uitați-vă, vom crea o notă de culoare, un pic de frumusețe. Sper că v-ați documentat un pic asupra canalelor pe care vi le-am propus în celălalt tutorial. Când am executat coronița, așa cum știți, vă vorbeam de Bogdan Șoferu și așa se cheamă canalul, și de canalul doamnei Zina, În cucină cu Zina, chiar așa se numește. Iar acum eu voi continua să lucrez singur, la fel și dumneavoastră. Pentru a da o notă de culoare acoperișului, pentru că așa cum știți, pe casele noastre, mai ales pe cele care sunt acoperite cu țiglă, crește mușchiul. Eu voi aplica un pic de mușchi artificial. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să folosiți cel natural, cel pe care îl găsiți chiar atacat pe streașină. Am văzut în anumite lucrări că se folosește. Uitați, eu voi pune în felul acesta. Va avea un alt aspect căsuța noastră. Bineînțeles, nu va fi doar totul formal, așa, ca o cutie. Va avea ceva și de original, să spunem. Și uitați-vă că încet încet am realizat o cutie cadou, care poate fi apoi în interior o puteți îmbrăca
în hârtie, cum doriți. Va veni pus capacul deasupra. În felul acesta puteți face un frumos cadou la cine aveți drag. Vedem să-i dăm și o notă de culoare aici la acest verde. Voi pune un pic din acest smalt. Să nu murdăresc lucrările care le am aici. Așa. Felul acesta va părea un pic de zăpadă. Uitați-vă. Așa. De aici, de unde a sărit, voi lipi din nou. Așa. Se vede că nu s-a lipit bine când am pus prima dată. Și aceasta este ceea ce eu am dorit să vă prezint astăzi. Eu sper să vă placă căsuța cadou, căsuța cutie pentru cadouri. După cum vedeți, o idee care mi-a venit așa, o idee mai originală, să-i spunem. Eu sper să vă placă, sper să îmbrățișați cu drag această idee. Bineînțeles, voi face fotografia a lucrării, dar vreau un pic să strâng de aici tot ceea ce este urât. În felul acesta puteți admira ceea ce am lucrat astăzi, ceea ce v-am prezentat. Din nou doresc să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru vizualizări. Vă aștept alături de mine. Voi veni din nou cu idei pe care sper să le îmbrățișați, să apreciați. Dacă vă place ceea ce am lucrat, vă rog să dați un like, un comentariu. De asemenea, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept alături de mine la noi, cu noi tutoriale. Sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!